Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației pentru sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat, ultima zi de școală pentru elevii claselor terminale este vineri 31 mai. Absolvenții de liceu au la dispoziție apoi 10 zile pentru a trece în revistă toate cunoștințele acumulate în cei 12 ani de școală, iar pe 10 iunie vor începe efectiv examenul, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă ce se va desfășura în intervalul 10-12 iunie. Elevii de altă naționalitate decât cea română, susțin proba de evaluare a competențelor lingvistice la limba maternă în perioada 12-14 iunie, iar între 17 și 21 iunie sunt programate probele de evaluare a competențelor digitale. Examenul la limbi străine este următoarea probă a bacului, ce se va desfășura în perioada 25-28 iunie. Probele de foc însă, cele scrise, începe 1 iulie, când absolvenții de liceu susțin examenul scris la limba română. A doua zi sunt programate probele scrise la limba maternă, iar 3 iulie se va susține proba obligatorie a profilului. Ultimul hop al bacului 2013 este cel din 5 iulie, când este programată proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Rezultatele urmează a fi afișate luni 8 iulie și tot în aceea zi se pot depune și eventuale contestații, care se vor rezolva până pe 11 iulie, rezultatele finale ale examenului de bacalaureat urmând a fi afișate pe 12 iulie.